Iubiți religioși, vreau să plecăm în dimineața aceasta cu un gând frumos. Ce ne învață pe noi răzbunirea învierii la miez de noapte? Este înconjurată teologia de atâta terminologie tehnică, încât riscă foarte lesne să devină limbaj de lemn. Să ne vorbească despre Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a răstignit pentru noi, care a înviat, să purtăm mâna lui Hristos în noi, să intre în noi, să învieze, să înviem odată cu El. Iubiți credincioși, mesajul este altul. Mesajul este despre viață. Mesajul adevărat al Lui Hristos și prăzduit în miez de noapte este sensul vieții noastre. Așa putem să aflăm și noi care este sensul vieții noastre și cum putem să folosim întunericul. Pentru că lumina știm cum să o folosim, credem noi. Dar întunericul poate să fie contrastul cel mai important. Cât de frumos luminăm astăzi cu o luminare plecând spre casele noastre. Cât de frumos conturează Dumnezeu lumina din noi atunci când toată lumea doarme. Atunci când nu deranjăm pe nimeni. Când se aud numai făpturile lui Dumnezeu, când bate vântul frumos și dacă ne-a stins lumânarea, să nu credem acum că e semn de nu știu care, că asta o să facem cine știe ce. Dacă s-a stins lumânarea, înseamnă că un înger al Domnului este prea aproape de noi și aripa lui e clar că s-a stins lumânarea. E de bine. În tot ceea ce se întâmplă cu noi, trebuie să vedem lucrurile de bine. Și mai departe. Spuneam de terminul aceasta a limbajului de lemn. Aș vrea ca învierea lui Hristos să fie sensul vieții noastre, dar nu ca formulă. De exemplu, cel care pornește viața de familie se gândește să aibă un copil, se gândește să facă o casă și așa mai departe. Dar acestea sunt tot terminologii tehnice. Atunci când gândești să ai un copil, trebuie să gândești frumos că dacă îți va rânduie Dumnezeu să ai un copil, neamul tău va merge mai departe. Că tot ceea ce faci va avea cine să continue. Că vei avea șansa să-l educi pe acel copil și să însămânțezi în el, pe tine, ca tu să rămâi în el. Așa a făcut Hristos cu noi și asta înseamnă viața de familie. Nu așa pe deasupra, Hristos luminează nouă lumină tuturor. Hai să ne trezim puțin la lumină. Hristos nu este un termen tehnic. Hristos este viața noastră în măsura în care tot ceea ce ne înconjoară, avem conștiința că ne înconjoară cu un folos. Mai departe, într-o zi obișnuită, într-o zi, să zicem așa, de lemn, ne trezim dimineață, merge la muncă și ne întoarce. N-am făcut nimic. Nu ăsta e sensul. Nu pentru asta ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ să ne chinuim. Dacă tot ne-am trezit de dimineață, de ce nu ne-am trezit frumos? De ce nu ne-am trezit bucurându-ne că nu ne doare nimic? Sau dacă ne doare, că nu ne doare așa de tare. Că ne putem ridica din pat. Că putem să mergem fără să avem nevoie de altcineva să ne susțină. Și dacă este nevoie de altcineva să ne susțină, să mulțumim Dumnezeu că ne-a lăsat pe cineva să ne susțină. Și dacă nu ne-a lăsat pe nimeni să ne susțină, să ne rugăm ca ziua următoare să aibă cine să ne susțină. Și dacă tot ne-am trezit și am plecat, cu tot cel care se întâlnește cu noi, să ne purtăm astfel încât să vadă în noi chipul bucuriei. Pentru că altfel facem din viața noastră zi de zi, o zi de lemn. O zi ca toate celelalte. Nici o zi nu este ca toate celelalte. Ziua care vine după noapte este o zi de împlinire. Dar știți că asta ține de noi? Pentru că 24 de ore vor trece și pentru unul care nu s-a trezit din somn, și pentru cel care a fost în miez de noapte la biserică, și pentru cel care va veni și la 12 ziua aici ca să avem slujba numită în popor a doua înviere și
de fapt vecernia zilei învierii, timpul oricum trece. De ce n-ar trece cu folos? Pentru că noi de multe ori credem că trece și ziua de astăzi, mai e și luni liber, că e a doua zi de Paști, ne gândim deja că 1 mai și 2 mai sunt aproape, o să fie un weekend frumos pentru unii, gălăgios pentru alții, și vor trece așa zilele urât. De ce să ne gândim noi, că tot a venit vorba de zile gălăgioase pentru alții, de ce nu ne-am gândit frumos la cei care se bucură? La cei care, prin gălăgia care ne deranjează pe noi, ei totuși se manifestă și ei într-un fel. Poate că nu ne-am gândit că merităm. Pentru că este un act de jertfă. Dacă stai lângă malul mării, este clar că trebuie să îți asumi și faptul că invidia celor care trec pe acolo, ce eu, uite, m-am bătut sute de kilometri și ăsta stă peste drum. Imaginați-vă că e o încărcătură. Dacă o luăm așa ca încărcătură, este o bucurie fantastică să te gândești, băi, uite, săracul ăsta vine și el odată pe an sau odată la 10 ani. Sau a venit prima dată în viață. Poate unii nu știu că e ultima dată în viață când vin să vadă marea. Și eu cu ce mulțumesc lui Dumnezeu? Cârtind că mi-a făcut gălăgie sub balcon, poate învățăm odată să nu fie așa. Învierea lui Hristos înseamnă învierea noastră, dar nu ca termen tehnic. Înseamnă ca noi, astăzi, cei care folosim noaptea ca să luminăm, trebuie să învățăm un lucru. Cât bine ne-a făcut Dumnezeu și că a lăsat întunericului să ne cuprindă. Cum poți să vezi lumina unei lumânări dacă este afară soare? Cum poți să vezi frumusețea unui bec care luminează o stradă? Poate să fie și plină de gropi, dar luminam. Dacă n-ar fi întunericul, n-am putea să ne bucurăm de lumină. Acesta este mesajul ei. Dacă n-ar fi jertfă, nu ne-am putea bucura de roade. Dacă în viața de familie toate ar merge așa, într-o anumită monotonie, de ce ne-am mai bucura? Părerea celuilalt, care e bine să nu fie și părerea noastră, ne poate ține vii. Ne poate învăța să ne călim, a ne susține punctul de vedere. Și de multe ori să ne îmbunătățim punctul de vedere îmbrățișând de la celălalt ceea ce considerăm că este mai bine și simțim că de ani de zile celălalt tot îți spune și a venit vremea să mai și înțelegem. De auzit, auzim multe. Dar câte pricepem? Foarte puține. Poate va veni odată vremea ca învierea lui Hristos să ne scoată din starea noastră de confort și să ne așeze într-o stare de lucrare. Starea de lucrare, să știți că nu este una de mare, mare tristețe. Este una de bucurie. Dar contează foarte mult cum te duci la această lucrare. De exemplu, ai să te întâlnești cu cineva și poate că nu este chiar persoana cea mai plăcută într-o conversație. Poate că nu este persoana care să îmbrățișeze cu drag ideile pe care le ai. Și atunci te gândești, iată un prilej deosebit. Da, avea și eu cu cine vorbi un contradictoriu. Dar nu cu tot de contradictoriu. Ci iată ocazia cu care eu acum pot să mă fac pe mine să înțeleg că ceea ce trăiesc eu și cum trăiesc eu este bine sau nu. Iată un prilej de a vedea dacă lucrurile sunt așezate în alb sau în negru. Și tot așa aș putea să vă spun până mâine dimineață exemple de a trăi frumos. A trăi frumos, repet, nu este a trăi comod, ci a trăi asumându-ți. Și dacă tot ne-am trezit în noaptea aceasta și am rămas în biserică până la ora aceasta, să mulțumim Dumnezeu pentru faptul că am putut să ajungem. Când Dumnezeu ne-a dat o vreme frumoasă, răcoarea asta
Aserii este răcoare din răcoarea primei zile a creației prin care Dumnezeu se purta. Zice că Dumnezeu se purta în răcoarea serii. Eu când am ieșit cu cădenița la sfârșitul slujbei și am ținut așa această răcoare, am zis, Doamne, cât de bucuros sunt că simt și eu răcoarea serii pe care cu siguranță că mi-ai trimis-o din prima zi a creației. Altul însă poate să zică, ce frumos s-a făcut. Este vorba de percepție. Dacă însă mintea merge la răcoarea serii în care Dumnezeu se plimba, cu siguranță că nu mai zice, ce frig e. Urmează să apară lumina, pentru că primul lucru pe care Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Iată că și noaptea aceasta a fost lumină. Dar o lumină care să intre în noi. O lumină, așa cum am zis și duminică, să umple camera. Dacă noi ne-am fi străduit, să spunem că în biserica aceasta ni s-ar fi cerut să o umplem cu ceva, am fi ca cei trei fii ai celui care nu avea prea multă avere, dar nici prea puțină. Și n-a vrut să o împartă egal, pentru că a zis, decât să fac trei semii amărâți sau semii bogați, mai bine fac o unul, care merită. Și a dat câte un bănuț și a zis, uite, cumpărați cu bănuțul ăsta ceva și să umpleți casa. Primul s-a dus la târg și a cumpărat fân. A crezut el că o să umple și n-a reușit. Al doilea a cumpărat pene, că erau mai ieftine și mai multe. Și n-a reușit să umple. Al treilea însă a venit pe seară și a lăsat chiar să se întunece. Și a intrat în casă cu ceea ce cumpărase el, un chibrit și o lumânare. Și a umplut casă de lumină. Așa am făcut noi astăzi. Ne-am adunat aici și am aprins o lumânare. Și am umplut biserica. Dar nu numai biserica, ci și sufletele noastre. De aceea, Mielul Hristos devine nu definiție teologică, nu limbaj de lemn, nu lucru care s-a mai spus, ci realitatea noastră. Mergem acum spre casă și zicem, da, e bun și întunericul. Pentru că Dumnezeu a zis, după ce a făcut lumina, a văzut Dumnezeu că este bună lumina. Și a fost seară și a fost dimineață. Și a văzut Dumnezeu că toate erau bune foarte. Să nu mai împărțim lumea, măcar de azi încolo, în lucruri bune și lucruri rele. Dumnezeu le-a făcut pe toate bune. De exemplu, un cuțit este făcut ca să tai pâine. Că altul îl tai pe vecinul, e vina cuțitului sau acelui care a fost. Contează foarte mult cum folosim și noaptea aceasta. Ca să nu mai fie ca celelalte nopți, să fie o noapte a cumpătării, o noapte a bucuriei, o noapte luminată și să știm că este noapte, tocmai ca să se vadă mai bine lumina. Așa este și Mielul Hristos și așa rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne arate că toate sunt bune foarte. Hristos a înviat!